drumurile județene și comunale suma de 13,228 milioane de lei. Suma este cu 30% mai mică decât cea pe care guvernanții au pus-o inițial în dezbaterea publică. Anul trecut, Guvernul României a alocat pentru drumurile județene 18,7 milioane de lei și în 2019 suma a fost de 20,8 milioane de lei. Din păcate, Consiliul Județean Botoșan și primăriile din județ nu pot folosi banii alocați din cauza valului de contestații pe care prefectul Dan Nechifor le-a făcut la adresa hotărârii plenului Consiliului Județean privind modul de repartizare a banilor. Și asta, deși în prima instanță, când s-a judecat fondul, magistrații Tribunalului Botoșan au apreciat drept just și legal modul în care Consiliul Județean a împărțit banii alocați de Guvernul României pentru drumurile județene și comunale. Domnul prefect Dan Nechifor a făcut apel la decizia justiției, susținând că este o chestiune de orgoliu și suntem acum în postura ca banii alocați de guvern să se întoarcă la București și să nu mai poată fi folosiți. De ce? Pentru că termenul dat de Curtea de Apel Suceava pentru judecarea recursului este 8 noiembrie 2021 și este greu de crezut că procesul se va termina în timp util pentru ca banii să mai poată fi cheltuiți în acest an. Nimeni nu poate lucra atât timp cât sezonul este rece și dumneavoastră cunoașteți foarte bine acest lucru. Noi, Consiliul Județean, am făcut deja solicitare către instanță să preschimbe termenul de judecată, dar și această solicitare se va judeca în data de 13 septembrie. În acest context, îl întreb pe domnul premier, este cumva un ordin de la guvern ca reprezentanții săi din teritoriu să blocheze cheltuirea fondurilor bugetare pentru ca acestea să se întoarcă la centru din cauza lipsei fondurilor la bugetul central? Cu ce au greșit botoșănenii de trebuie sancționați de către reprezentanții actualei puteri? Și încă un lucru, rectificarea bugetară întârzie, scurtând și în acest caz termenul în care sumele alocate trebuie cheltuite. Trebuie subliniat faptul că, potrivit legii, nu putem angaja cheltuieli fără o acoperire bugetară. Deci nicio instituție nu poate funcționa pe principiul lasă ca o să vină banii de la guvern. Mulțumesc!